Vicente Pascual este regizor și iubește România. A făcut până acum 5 filme documentare despre țara noastră. Eu m-am îndrăgostit de România, nu doar de limba română, de cultura, de fete, de tot. Datorită României, viața mea s-a schimbat. Dintre cei 36 de cursanți, doi sunt profesori de latină. O tânără din America își dă doctoratul în muzică românească și un compatriot de-al ei se specializează în bătăile lui Vlad Țepeș. 4 coreeni și o tânără din Japonia studiază comerțul românesc, iar un olandez a pregătit pentru lucrarea sa de masterat imnul Deșteaptă-te române. Sunt cursurile de limba română, cursuri intensive de luni până vineri, prelegeri, istorie, cinematografie, literatura română, antropologie culturală. Programul cuprinde și excursii în satele brașovene, pe Transfăgărășan, la Mănăstirea Brâncoveanu sau la Muzeul Astra din Sibiu. Am învățat să gătim. Mâncarea ta preferată? E salată de cioaba de salată. La atelierul de actorie, cursanții au pregătit o piesă de teatru după textul La Liliecea al lui Marin Sorescu. Dumnezeu! Sta așa în capul oaselor și mă întreabă. Bam! Bam! Cine o mai fi murit? La începutul noi n-am înțeles ce să spunem și, pentru că textul e foarte greu pentru mine și cuvintele e, cum se zice, nu știu, dar e foarte, foarte țărănească. Școala de vară de la Brașov este organizată de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Universitatea Transilvania. La decernarea certificatelor de competență lingvistică, cursanții au dansat română, primul dans de salon românesc vechi de un secol și jumătate.